Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea natalilor prețioase, eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre negocierile privind limita datoriei. Fac investitorii să-și îndrepte atenția către aur în cazul în care SUA intră în incapacitate de plată. Dar înainte să-i dăm drumul la treabă, o să vă dau un mic update. Deci, blogul acesta de trezorier, o să pun pe el articole traduse cu ajutorul ChatGPT-ului. Sursa o să scriu la sfârșitul articolului. O să mai creez un blog în care cred că voi posta cam o dată pe săptămână cu concluziile pieței. Practic un mic sumar, nu știu dacă o să fie mic, dar un sumar cu ce se întâmplă în piață și concluziile pe care eu le-am tras. Și pe lângă asta, nu știu să vă zic despre carte în cât timp o voi termina, pentru că am foarte mult de muncă la ea. Nu vreau să dau, nu știu, vâlmășeală așa, să o scriu pe repede înainte și să nu înțelegi absolut nimic. Intenția mea este să înțelegi absolut totul din ea și să fie pe înțelesul tuturor, știi? Dar în principiu, după ce voi da drumul celui de-al doilea blog, încă nu sunt decis pentru nume, dacă aveți idei, sfaturi, puteți să-mi lăsați în comentarii. Tot pe blogspot.com îl voi face, dar ca și denumire, cum ați vrea să fie, adică edi.blogspot.com nu este valabil, nu pot să iau aceea adresă, din păcate. Metale prețioase la fel, nu știu, dacă aveți idei, puteți să le lăsați în comentarii. Bun, după ce voi termina cartea de scris, pe care sper să o termin cel târziu luna viitoare. Cel târziu, sper. Așa, voi pune la dispoziție și audiobook-uri, în sensul că va fi acea carte pe care, la care lucrez acum, și voi pune și Emanciparea și Lumea Metalelor Prețioase, da? Aceste două pe care le vedeți aici, le voi face și pe astea, le voi transforma în audiobook-uri. Da? Și ai lejeritatea să asculți cartea în loc să, cum îi zice, în loc să o citești, știi? Că poate n-ai timp să citești. Sunt multe persoane care ascultă și nu au timp să citească, știi? Bun, și acum să-i dăm drumul la treabă și să vedem despre ce este vorba. Riscul unui default al datoriei SUA este mai mare decât oricând, amenințând să arunce piețele globale într-o lume nouă plină de dificultăți. Pentru investitori există puține locuri de refugiu în afara celei mai vechi metode de protecție din carte, adică aurul. Deci, în principiu, aurul, din ce văd eu, prinde din ce în ce mai mult contur, ca și imagine, ca și încredere, cam în toată piața financiară, adică inclusiv pentru investitorii care nu s-au gândit să-și mute banii în metale prețioase, știi? Și evident va contribui la marea migrație către metale prețioase. Dar, na, o să avem parte din ce în ce mai multe întârzieri pentru livrări de metale prețioase, îți dai seama. Bun, metalul prețios este de departe prima opțiune pentru cei care caută protecție în cazul în care jocul de șoarecele și pisica de la Washington legat de limita datoriei se încheie într-un dezastru, conform ultimului sondaj Markets Live Pulse de la Bloomberg. Peste jumătate dintre profesioniștii din domeniul financiar au declarat că aurul este ceea ce ar cumpăra în cazul în care guvernul american nu își respectă obligațiile. Hopa! Deci peste jumătate din profesioniștii din domeniul financiar, și asta numai în America, atenție! Odată ce o să facă ăștia acest pas, automat și în mai multe țări o să vedem aceleași lucruri, pentru că profesioniștii din domeniul financiar automat sunt foarte mulți, nu știu dacă foarte mulți, dar o bună parte din ei sunt la nivel global și automat țin legătura cu alți profesioniști din domeniul financiar din alte țări, care evident vor face aceiași pași, da? Și se va extinde în multe țări acest pas. Dar în fine,
E un pas, nu știu ce să zic, e un pas cam mare către marea migrație, dar o să fie o grămadă de bani, metale prețioase. Mama mea, o să coste enorm. Dacă ăștia fac acest pas, da, nu știu, o să fie enorm. Dar v-am zis, opinia mea este că guvernul american cred că o să scalde cumva, știi, pentru că până la urmă trebuie un interval de timp de tranziție, știi, ca să obișnuiești lumea, înțelegi? Acesta este chiar mai surprinzător, este lipsa opțiunilor alternative de protecție. Cel de-al doilea activ cu cea mai mare popularitate pentru achiziții în caz de default, conform sondajului global realizat pe un eșantion de 637 de respondenți, au fost titlurile de trezorerie ale SUA. Există o oarecare ironie în aceasta, având în vedere că acesta este tocmai lucru pe care America probabil că nu l-ar putea respecta în caz de default. Nu știu dacă există o oarecare ironie, dar cu siguranță e ironic, adică totuși merită să avem în vedere că chiar și analiștii pesimiști consideră că deținătorii de obligațiuni vor primi plata, chiar dacă întârziat. Și că în cazul celor mai tensionate crize de datorie din anii anteriori, titlurile de trezorerie s-au apreciat chiar și atunci când Statele Unite și-au pierdut ratingul de credit superior acordat de Standard & Poor's. Hai să ne înțelegem. În industria financiară, plată întârziată înseamnă cam la revedere de la banii mei. Cam asta înseamnă plată întârziată în domeniul financiar. Adică, da, te duci, depui cereri peste cereri, declarații, ce depui tu acolo, că face un proces verbal cu tine, funcționarul public, sau mai știu eu ce face acolo. Ideea este că o plată întârziată înseamnă o plată uitată. Adică ai de luat. Nu știu ce să zic dacă mai e ceva. Dar se poate că în America, ca statul american, să fie serios și să plătească banii oamenilor, știi? Dar nu știu ce să zic cu seriozitate. Asta e din ce în ce mai greu, cam la fiecare guvern. Adică știți foarte bine că pentru mine, cum zice, cuvântul guvern este sinonim cu cuvântul lăcomie, da? Nu există guvern dacă lăcomie nu există, atunci guvernul nu există. E simplă treabă, e scurt pe doi, v-am mai zis. Adică oamenii nu se dau pe față cum se dă ăștia la noi, că totuși ați vrut transparență. N-a transparență, că ai noștri îți arată pe față cum te fură, știi ce zic? Știi vorba aia, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să se întâmple. Dar în fine, ideea este că în alte țări se fac aceleași combinații, aceleași șmecherii peste tot. Doar că nu se arată așa pe față, știi? Adică nu e atât de public ca la noi. La noi e o transparență deosebită, știi? Bun, valutele considerate tradițional ca fiind de refugii, cum ar fi yenul japonez și francul elvețian, au avut unii susținători, dar fiecare a fost mai puțin popular decât dolarul american sau poate chiar mai puțin surprinzător Bitcoin, considerat de unii investitori ca o formă de aur digital. În timp ce oamenii importanți din lumea politică și financiară au început să facă avertismente cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla dacă impasul privind limita datoriei nu este rezolvat, acțiunile au înregistrat creștere în tranzacțiile de luni dimineață, bazată pe speranța unui progres. Președintele Joe Biden și speakerul Camerei Reprezentanților Kevin McCarthy urmează să se întâlnească marți după discuții la nivelul personalului care au avut loc pe tot parcursul weekendului, iar Casa Albă transmite semne de optimism cu rezerve. Da, Bitcoin considerat de unii investitori ca o formă de aur digital. Nu, cum zice, absolut niciun activ din lumea asta nu poate să înlocuiască aurul. Cum absolut din lumea asta, adică absolut nimic din lumea asta nu poate să înlocuiască argintul, da? Fiecare are utilitățile sale, da? Și sunt metale rare, adică despre ce discutăm. Bitcoin nu este aur, scurt pe doi, da? Că au dat ăștia un cuvânt așa, aur digital, să fie mai, nu știu, mai friendly, ca să-l cumpere lumea, da, probabil.
dar într-un final aurul digital, cred că vor fi tokenurile care au la bază aur, da? Și argint digital la fel, cred că vor fi tokenurile care au la bază argint. Dar am trăit și vom vedea, până la urmă o să vedem mai departe. Bun, un default suveran al celei mai mari economii din lume ar trebui probabil să fie de neconceput, dar acum este cu siguranță un lucru care poate fi luat în considerare. Aproximativ 60% dintre respondenții sondajului MLIV Pulse au declarat că riscurile sunt mai mari în prezent decât în 2011, cea mai gravă criză a limitei datoriei din trecut. Costul asigurării împotriva neplății prin contracte de credit default swap pe termen de un an a crescut mult peste nivelurile înregistrate în episoadele anterioare, deși acestea sugerează în continuare că șansa reală de default este relativ mică. Riscul este mai mare decât înainte, având în vedere polarizarea electoratului și a Congresului, a declarat Jason Blum, șeful strategiilor de obligațiuni alternative și ETF-uri la Invesco. Modul în care ambele părți sunt înrădăcinate în pozițiile lor înseamnă că există riscul ca ei să nu se adune în timp util. Protecția oferită de aur nu este ieftină, deoarece metalul a avut o performanță foarte bună până acum în acest an, susținut mai întâi de cererea în creștere din partea cumpărătorilor de lux chinezi, apoi de o criză în sectorul bancar și de amenințarea unui default al SUA. Aceasta se află în prezent foarte aproape de nivelul maxim de până acum, de 2075,47 de cenți pe unce. 2075 de dolari,47 de cenți pe unce, da? O majoritate confortabilă a investitorilor din sondajul MLIV consideră că titlurile de trezorerie pe 10 ani se vor aprecia dacă lupta privind limita datoriei se va duce până în ultimul moment, dar SUA nu va intra în default, adică în incapacitate de plată. Cu toate acestea, profesioniștii sunt împărțiți în privința ceea ce s-ar putea întâmpla dacă guvernul SUA va cădea în prăpastie. Aproximativ 60% dintre investitorii de retail se așteaptă ca datoria pe 10 ani a trezoreriei să se slăbească în cazul unui default. Randamentul pe nota de referință a SUA s-a încheiat săptămâna trecută la 3,46% cu aproximativ 63 de puncte de bază sub nivelul maxim al anului. Între timp, impasul privind limita datoriei a determinat creșterea randamentului unor valori mobiliare cu scadență foarte scurtă, considerate cele mai expuse riscului de plată întârziată, generând distorsiuni în curba de scadență a titlurilor. Cele mai ridicate rate se înregistrează în jurul începutului lunii iunie, aproape de momentul în care secretarul trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat că SUA ar putea ajunge la limita de îndatorare. Dacă departamentul reușește să treacă de mijlocul lunii iunie, este posibil să beneficieze de puțin timp de respiro datorat plăților fiscale așteptate și altor măsuri înainte de a se confrunta cu noi provocări început cu sfârșitul lunii iulie, când și prețurile de pe piață indică o anumită tensiune de îngrijorare. Tensiune și îngrijorare. În confruntarea din 2011, care a dus la o scădere a ratingului de credit de către S&P, dar nu și la un default efectiv, creșterea cumpărăturilor de titluri de trezorerie a dus randamentul pe 10 ani la un minim istoric, în timp ce aurul a avut o evoluție pozitivă și miliarde de dolari au fost șterse din valoarea globală a acțiunilor. Profesioniștii din domeniul investițiilor sunt mai puțin pesimiști cu privire la perspectiva indiciului S&P 500 de data aceasta decât traderii de retail. Dacă vom asista la o perioadă scurtă de default, reacția pieței va exercita presiunea asupra Congresului pentru a crește limita datoriei, a declarat Priya Misra, șefa strategiei privind ratele de la TD Securities. Da, pe îți dai seama că ăștia cred că o să iasă în stradă dacă intră în default. Și ăsta nu e un lucru bun pentru oricine este la conducerea țării, știi? Dar vedem, vedem. Dar cred că ăștia vor ocoli ca lumea să iasă în stradă, că din ce am văzut eu ultimele strategii din politică în general, în mai multe țări, ăștia scot așa pe convenabil, pe ascuns legi, ca să nu iasă lumea în stradă, știi? Că ai văzut la noi, când se dă anumite legi, zice, da, domne, e în favoarea cetățeanului. Și când de fapt citești legea, nu are nicio legătură cu favoarea cetățeanului. Adică, știi? Și sunt, nu că mulți, dar cred că peste 95% din populație nu citesc acea lege. Da? Citesc eventual un articol scris despre ea. Și aici este și problema, știi?
Bun, un investitor cred că drama privind limita datoriei a cauzat deja unele daune dolarului, iar 41% spun că statutul său ca monedă de rezervă globală principală este în pericol în cazul unui default al SUA. Riscul unei devieri de la dolar este ceva ce investitorii iau în considerare serios. Păi, îți dai seama că toată lumea ia în considerare serios, nu doar investitorii, adică până și cetățenii de rând. Încep să ocolească, nu știu dacă toate monedele fiat, dar în general oamenii din mai multe țări încep să cumpere metale prețioase, știi? Că v-am mai spus, din moneda fiat poți să tai câteva zerouri. În schimb, din argint, din aur, nu poți să tai absolut nimic, știi? Dar chiar dacă îl devalorizează în mod legal, între ghilimele de rigoare, până la urmă ce va reveni la prețul de metal prețios, că este un metal prețios, da? Un sondaj anterior, Melei Pulse, a arătat că majoritatea respondenților consideră că dolarul va reprezenta mai puțin de jumătate din rezervele globale în decurs de un deceniu. Da, deci cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!